o tombolă cu obiecte, pe 25, pardon, în ziua de Crăciun. Printre alții, Marcel Pavel, Monica Angel, Talisman, cântăreții de muzică folclorică ai noștri, care știți foarte bine, Mățu Enceanu, din Ardeal. Deci o să fie iar un dar din partea Consiliului Local al Primăriei pentru cei care stau acasă în fața televizorului, să nu se plictisească, să-și petreacă sărbătorile altcumva. Și sper să aibă și ce pune pe masă. La Revelion, Smochii. Smochii care, mă rog, cântă și în București în această perioadă. Am văzut o prietenă acolo, să rămână. Eu am spus că să râdem de criză. Toți, vai, dar de ce orașul ăsta? Și tot orașul ăsta vreau să fie unic în România, da? Să arătăm că doar cu un buget de 100 de milioane de euro, dintre care jumătate merg spre plata cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, restul mai susținem și cultura și protecția socială, și mă rog, ce mai rămâne pentru a exista orașul acesta, facem și dezepezire, cum scrie la carte, și serbăm, așa cum știu preaivenii și noi, și de Paște și de Crăciun, și bineînțeles că și muncim pentru binele preaivenilor.